Bun găsit, vorbim despre violența domestică. Violența domestică, știm cu toți, este o problemă foarte mare în România și una din trei femei, din păcate, a fost la un moment dat de-a lungul vieții victima unui tip de violență domestică, pentru că aici nu vorbim doar despre bătaie, vorbim despre violență psihică, despre abuzuri, foarte meșteșugite, care să nu lase urme, da? Lasă urme doar pe suflet. Dar, dincolo de asta, cum ar trebui să abordăm, e o discuție interesantă în aceste zile, cum ar trebui să abordăm subiectul violenței domestice și a unor amenințări cu moartea, pentru că despre asta spune dumneavoastră că ar fi vorba, dacă ele vin din partea unui personaj foarte vocal, un personaj politic, așa cum este Diana Șoșoacă, vedeți deja imaginea dumneavoastră, spune că este victima abuzurilor, este victima violenței domestice. Și e o discuție aici dacă, în cazul dumneaei, publicitatea de care a beneficiat și pozitivă și negativă până în acest moment, dacă imaginea pe care o are, controversată, dacă deja imaginea de luptătoare pe care o are dumneai, și aici e un cuvânt destul de soft, luptătoare, în cazul doamnei Șoșoacă, ar putea cumva să diminueze dimensiunile unui abuz real la care dumneai poate a fost supusă. Și tocmai de asta poliția ar trebui să investigheze foarte serios, să facă abstracție, zic eu, ca femeie, de faptul că vorbim de o persoană publică atât de vizibilă și atât de controversată cum este Diana Șoșoacă. Haideți să vedem declarațiile pe care le-a făcut dumneai astăzi și apoi să discutăm cu invitații. Având în vedere infracțiunea de ultraj, șantaj, amenințare și violență și concomitent de autosesizarea parchetului cu privire la faptul că a existat violențe domestice și rele tratamente aplicate minorului, fetiței mele, în vârstă de 11 ani. Și din câte am înțeles, procurorul deja a început urmărirea penală împotriva domnului Silvestru Șoșoacă. Este considerat suspect pentru violență în familie și violență domestică și rele tratamente aplicate minorului. Este unul din cele 7 dosare penale care au fost deschise. Nimeni nu are dreptul să hărțuiască nici măcar pe internet. Domnul Silvestru Șoșoacă este chel, are burtă, are gușă, are carențe grave de educație, este un violent. Deci ce descare este perfecțiunea domnului Șoșoacă să se raporteze la cât de grasă sunt eu sau cât de frumoasă și urtă sunt eu. Până la urmă am fost grasa lui, așa grasă cum am fost grasa lui. Da? Deci, bravo mie că sunt grasă. Dar uite cât de grasă sunt eu, am inteligența peste medie, iar IQ-ul lui se raportează la exact la nivelul mitocănesc grobian la care a tratat femeia. E legătură telefonică directă cu noi, doamna Monica Tatoiu. Bun găsit, doamna, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Și chiar asta este întrebarea. În cazul în care vorbim despre o persoană cum este Diana Șoșoacă, da? Controversată, extrem de vocală, o știm cu toții. Dar vorbind despre niște acuzații foarte grave, că eu nu pot imagina că o femeie poate spune că a fost victima violenței domestice doar ca să-și facă imagine. Pentru că până la urmă vorbim de o problemă atât de des întâlnită în România și atât de și tratată atât de ușor în România, din păcate, deși nu ar trebui să se întâmple așa, încât este greu să faci distinția. Persoana publică Diana Șoșoacă și femeia Diana Șoșoacă. Ea poate chiar a fost victima acestor abuzuri. Și de asta e important să vedem cât de repede un rezultat al anchetei. Oamenii care ne urmăresc pe noi trebuie să înțeleagă că, într-adevăr, este o problemă cu abuzurile împotriva femei. Abuzurile împotriva femei sunt în România au crescut, s-au dublat. Dar trebuie să lăsăm, există prezumția de nevinovăție și pentru Șoșoacă și pentru doamna Șoșoacă. Absolut, până nu e gata ancheta, absolut. Da, deci, ideea e următoarea. Trebuie să înțelegem că dacă cumva doamna a folosit această deschidere a oamenilor spre a înțelege femeile și a le proteja pe femeile care sunt abuzate în interes personal, pentru că a acoperi
că nu are, că va avea niște eșecuri, va avea un eșec la, la 9 iunie, atunci este, este grav. Este o, o manipulare a justiției în interes personal. Dacă aș vrea să cred că nu e așa, pentru că dacă a decis un polițist să dea ordin de restricție, că l-am văzut, Silvestru Șoșoacă are o brățară de monitorizare, brățară electronică de monitorizare. Acestea nu se pun aiurea. Fără da, motiv. Vreau să vă spun ceva. Eu am trecut prin multe relații cu poliția când am deranjat niște grupuri de interese și în 24 de ore soțul meu a avut un dosar pentru ceva ce n-a făcut. Și pe de altă parte am sesizat poliția în situații reale și poliția nu s-a deplasat să verifice. Deci aici există o mare semn de întrebare. Dacă ai o relație cu poliția, se întâmplă imediat să înceapă cercetare. Ei sunt obligați să înceapă cercetarea dacă cineva sesizează, da? Dar nu o fac întotdeauna. Deci încă o dată. Am trecut eu prin asta împreună cu soțul meu. Atunci când au interes, reacționează imediat. Deci și aici e un mare semn de întrebare. Chestia asta cu brățara la picior, la postul soț. Deci sunt niște lucruri care... care trebuie discutate serios în spațiu public. Eu am suspiciuni rezonabile. Eu am suspiciuni rezonabile că lucrurile au luat o, doamna este foarte inteligentă. Și a știut întotdeauna să manipuleze inteligent ceea ce știe și ceea ce cunoaște. Eu nu cred în ceea ce a spus acolo. Nu cred. Din mai multe motive. Bun, e posibil, trebuie să vă spun încă am alături de mine în platou un invitat pe care l-am întrebat sincer, vreți să comentați un astfel de subiect? Pentru că sunteți și coleg cu dumneaei, e da. Un subiect delicat, abuzul și violența domestică sunt două chestiuni cu care femeile din România se confruntă foarte des. Nu e o problemă rezolvată, e o problemă cât se poate de serioasă. E posibil să vedem în acest caz o situație în care o persoană celebră are de pierdut tocmai din cauza propriei celebrități și din cauza scandalurilor în care a fost implicată până acum, să nu mai luăm în serios. Da, deși situația nu merge la poliția aiurea, nu? Am dorit să intervin pe speța aceasta, așa cum spuneați și dumneavoastră, ați mărturisit din discuția noastră de dinainte v-am de emisiune. V-am întrebat sincer dacă vreți da, să comentați. Sunt coleg cu doamna Șoșoacă în Senatul României și atunci, cel puțin o dată pe săptămână, în sesiunile parlamentare, avem confruntări de idei și nu de puține ori au fost momente în care, mai degrabă, doamna senatoare a fost cea care era foarte vocală, agresivă în comunicări publice. Asta nu ar trebui să scuze nicio secundă pe nimeni vreodată să nu aibă atitudinea corectă. Și atitudinea corectă este zero toleranță la orice formă de agresiune generică vorbind, cu atât mai mult una domestică, cu atât mai mult una din partea vreunui bărbat corect. Către o femeie. Tocmai de aceea eu mi-am propus să nu comentez și o să vă rog să-mi respectați rugămintea, de a nu comenta partea intimă dintr-un cuplu a acestei relații. Însă, doamna Tătoi a atins un subiect foarte bun și aș vrea să-l punctez. Noi suntem într-o țară, România, care are undeva achiziționate pe la vreo 3200 de brățări din acestea inteligente care semnalizează printr-un sistem poliția atunci când se încalcă ordinul de protecție. Da. Dar atenție, 3200, undeva la un număr de 10.000 de plângeri anual. Așa deci este. Proporția este atât de mică încât dacă ar trebui prin rotație doamnele care sunt cu plângeri depuse și cu ordine de protecție emise, ar trebui probabil să primească agresorul o zi pe an probabil acea brățară. Ori aici voiam să vin cumva spre doamna Tătoie cu ceea ce povestea, că pare cumva că faptul că exact dumnealui sau în acest conflict foarte mediatizat a și apărut această brățară electronică de la prima plângere și din primul moment, pare că ceva acolo e mai degrabă altfel, nenatural, artificial decât n-aș de obicei. Mă refer cel puțin la reacția poliției. Deci pentru acest caz mediatizat, brățară s-a găsit imediat. Oamenii aceia ar fi trebuit să spun, avem 3200 de brățări de protecție în acțiune, sunt împrăștiate prin toată țara, mai așteptăm puțin până vine una liberă. Nu, în cazul ăsta s-a putut din prima. Și de asta eu cred că, pun deoparte discuția intimă, discuția de cuplu,
discutăm mai degrabă în egală măsură de un tratament al sistemului, al, în cazul acesta al poliției, față de plângerile cetățenilor. Și nu e normal, stați-mă să o spun, în numele USR și în numele meu personal, că nu e normal să fie două Românii. Una a celor în care se poate, da? Da. Când dă șeful un telefon, și imediat e la se rezolvă. Și, exact. E scandal, da. Și atunci putem să ne arătăm noul model de brățară la nu știu ce post de televiziune și ceilalți săraci sau celelalte doamne care ajung poate, da, și nu e un pundus în cazul puțin, să fie omorâte acasă, pare, în ciuda unui ordin de protecție mis. Aici voiam doar să intervin, da, pentru că mi se pare că e o chestiune extrem de importantă. O precizare foarte bună, chiar a deschis o discuție foarte interesantă invitatul nostru din platou, doamna Tatoiu, pentru că n-aș vrea să... Tocmai pentru că e greu de discutat un astfel de subiect, fiind o persoană atât de controversată. Deci Diana Șoșoacă e genul de persoană care ori îți place, ori nu îți place și este foarte greu să discuți obiectiv un astfel de caz. Da, și de asta n-aș vrea să fie dus în derizoriu un subiect atât de grav, cum este violența domestică și cum este ordinul de protecție, să fie dus în derizoriu de un scandal mediatic. Da, stați puțin. Există și reversul medalei. Eu știu cazuri de oameni, bărbați importanți din politică, care și-au agresat de-a lungul celor 30 de ani de când mă uit eu la politică, soțiile, au, în procesele de divorț și le-au făcut și le-au drept și au scăpat basma curată pentru că erau oameni politici. Da, când și asta se întâmplă. Le știți, da? Deci este și asta. Deci este exact cum spunea și domnul Pălărie, e dubla măsură. Pe mine asta mă deranjează. Legea trebuie să fie egală pentru toți. Nu dublă măsură. Dacă pățește ceva un om cunoscut, un om politic, poliția intervine imediat și se rezolvă. Și dacă Ionescu Popescu Georgescu, care e vânzător la nu știu unde, pățește ceva, poliția nu se, nici măcar nu se deranjează să deschidă ușa și să plece să vadă despre ce-i vorba. Asta mă deranjează. Despre asta e vorba aici. Femeile sunt agresate permanent în România. Pentru că și bărbații, stați, și 20% din bărbați se plâng de chestia asta. Problema este că autoritățile trebuie să aplice legea în mod egal. În ordinea sesizărilor, nu sărind peste rând. Eu aici vorbesc despre un salt peste rând, care pe mine mă deranjează. Și cum spunea domnul Pălărie, probabil o femeie undeva poate să-și piardă viața pentru că nu a primit brățară cel care o agresează și poate să-i omoare copiii, să o omoare pe ea. Asta e un semnal de alarmă. Bun, eu vreau să cred că poliția a dat acel ordin de restricție, ordin de protecție, așa se numește oficial, tocmai pentru că era un pericol, Silvestru Șoșoacă, da? Că așa se dă și este confirmat și de instanță. Deci în momentul în care deja instanța confirmă că este un pericol, deja nu mai vorbim de un endorsement pe care vrea să-l facă poliția. Ar fi crunt dacă ar fi folosite televiziunile pentru asta și folosită până la urmă zona politică din care face parte doamna Șoșoacă pentru ca poliția să-și prezinte ultimul model de brățară. Da, aici mai este un aspect pe care l-aș atinge cu delicatețe din nou, spune, și anume de promptitudinea sesizării faptei. Dacă au existat într-adevăr în trecut aceste momente de agresiune, da, de violență domestică împotriva copilului, da, care înțeleg că acum este major, sau împotriva soției, fetița, fetița minoră, așa este. Din nou, nici nu vreau să intrăm în discuțiile acestea, dar indiferent de situație, ele ar trebui să fie raportate atunci când s-au întâmplat. Din nou, am stat de vorbă cu psihologi, am stat de vorbă cu sociologi, cu cei cu asistenți sociali, care mi-au spus, e un fenomen extrem de complicat. Da, există și acel faimos sindrom Stockholm care ajunge să fie dezvoltat, o dependență a victimei față de agresor în diferite moduri. Că vorbim despre dependență financiară, vorbim despre dependență emoțională uneori și așa mai departe. Ei bine, de asta spun cumva faptul că de la declanșarea unor, să spunem așa, mărturisiri sau acuzați în spațiu public din partea soțului, apoi au venit ca o formă de replică aceste acuzații oficiale, juridice, care s-au transformat în niște decizii ale instanței, că nu poate oricine să emită un ordin de protecție, atunci înseamnă, de asta spun, ori într-adevăr acum sau se pun toate lucrurile pe față, în public, poate un pic cam prea mult pentru gustul meu și poate și pentru gustul altor oameni. Da, dar ele n-au fost și acum de fapt s-au transformat într-o formă de posibilă răzbunare. O astfel de abordare, sincer, eu n-am văzut bun acum, pentru că până la urmă e vorba de o femeie care spune că a fost abuzată de fostul soț și acea femeie întâmplător când? Este... Eu vă întreb pe dumneavoastră, când? Am auzit-o inclusiv astăzi.
Nu când, când s-a întâmplat când abuzul. A fost abuzul. Exact aici voiam să ar trebui să lămurească, da. Să lămurească cei în fața cărora doamna Șoșoacă a mers cu plângerea. Bun, trecem mai departe, vorbim despre educație, pentru că veți vedea, lucrurile se leagă. E vorba de educație și în prima discuție, evident, și e vorba de educație la nivelul acestei țări. Nu stăm foarte bine. Discutăm despre un studiu care a fost făcut recent și care arată că România are cel mai mic procent din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de persoane cu studii superioare. Colega noastră, Marina Filimon, a adunat aceste date. Vedem și noi materialul și apoi revenim la discuție. Bun găsit! Potrivit datelor Eurostat, aproape o treime dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani din Uniunea Europeană au o diplomă de învățământ superior, dar acest procent diferă în funcție de țară. Eurostat clasifică nivelurile educaționale în scăzut, mediu și înalt, iar în 2022, 31,8% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani avea un nivel de educație superior. Însă la noi, nici măcar unul din 5 români nu avea studii superioare, asta în 2022, potrivit datelor. Irlanda are, în schimb, aproape jumătate din populație cu studii superioare. Concret, dacă ne uităm în România, 17,4% dintre adulții cu vârstele cuprinse între 25 și 74 de ani aveau studii superioare, puțin peste 60% aveau studii medii, iar aproape 22% nu aveau nici măcar studii liceale. În țările nordice și baltice, procentul absolvenților de învățământ superior a fost peste media Uniunii Europene. Suedia și Norvegia au avut peste 45% absolvenți de învățământ superior, iar în Letonia procentul a fost de 44%. În Regatul Unit vedem 43,5% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani ce aveau studii superioare, un procent mai ridicat decât acelor patru mari țări din Uniunea Europeană. Franța, în schimb, a avut cea mai mare pondere dintre acestea, 38,2%, urmată de Spania cu 38%. Pe de altă parte, după România, Italia a înregistrat, dacă ne uităm, o pondere mai mică a absolvenților de învățământ superior, cu doar 18,5%. Germania a avut de asemenea un procent ușor sub media Uniunii Europene de 31,5%. Pe de altă parte, dacă ne referim doar la tineri, cifrele arată puțin mai bine. 42% din populația Uniunii Europene cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani aveau o diplomă de învățământ superior. Cifrele, în schimb, variază de la 24,7% în România la 62,3% în Irlanda. Cum vedeți dumneavoastră aceste date? Este zona noastră, educația, sunteți expert. Cum vi se par astfel de date? Noi ne-am fi gândit că, de fapt, în România sunt mulți absolvenți de facultate, dar că nu se vede în calitatea muncii. Pe când lucrurile, de fapt, iată, stau diferit. Da, în Comisia de Învățământ, din care fac parte din Senatul României, avem numeroase discuții pe cum putem, evident, îmbunătăți cadrul legislativ. Și atunci ne uităm pe astfel de seturi de date care ies în diferite momente. Unele dintre ele sunt naționale, sunt niște rapoarte pe care Ministerul Educației le realizează anual. Se numește Starea Învățământului Preuniversitar și Starea Învățământului Superior, cu cifre, date, statistici. E adevărat că atunci când te uiți pe date doar în România, ele au o anumită semnificație. Când te uiți comparativ apoi, da? Comparând cu alte țări europene, încep să cuprindă poate un tablou puțin diferit. Referitor la numărul de studenți din România, sau mai bine zis, absolvenți de studii superioare în cadrul populației, aici trebuie să ne uităm puțin la cifre, la niște cifre care n-au fost spuse, pentru că ele țin de istoria României. Să nu uităm că undeva prin anul 2010 aveam peste 1 milion de studenți anuali, dar la acest milion de studenți contribuiau și faimoasele fabrici de diplome, da, Spirul Haret și celelalte, care erau, unele chiar au ajuns să fie închise, pentru că de fapt ele nu reprezentau. Dacă te uitai puțin pe managementul lor, îți dai seama că era quasi imposibil ca un număr atât de mic de profesori universitari să poată să educe și să inclusiv să monitorizeze niște examene pentru niște note organizate de aceste universități. Deci în acest 18% pe care îl vedem acum la cifra aceasta consolidată a României, totuși în interiorul acelei cifre mai avem și aceste diplome obținute la imprimantă, fără ca acei absolvenți să fi trecut în realitate, deci cu adevărat. Și mai rău. Este și mai rău, și mai rău realitatea ascunsă, mai bine zis, în spatele cifrelor.
De la anul 2010, când a fost această bubă infectă deschisă și cauterizată, am ajuns undeva pe la anul 2020 să coborâm sub 400.000 de studenți anual. Chiar am văzut cifra care mi-a atins 380.000 și puțin, 380.000. Deci față de anul de glorie, dar încă o dată un an mult falsificat, am ajuns să scădem aproximativ la o treime din numărul de studenți. Și această situație, da, ne arată o chestiune gravă. Nu mai intru în alte probleme de tipul un student din trei în anul întâi de facultate este absolut mizerabil, nefericit cu studiile alese. Asta înseamnă că fie vorbim despre falimentul unui proces de orientare școlară, fie vorbim despre lipsa crasă a oricărui, da, oricărui forme de evaluare, tu la ce te pricepi, către ce meserie te... Faci facultate degeaba. Și atunci ei ajung să facă o facultate, fie că mai face vecinul de la 3, fie face colegul de clasă în clasa 12, fie spune un părinte, evident că asta se mai întâmplă, da, nici nu mai știu care sunt. Obișnuiam să conduc un ONG educațional, Școala de Valori se numește, cel care făcea studii să vadă ce fel de preferințe aveau absolvenții de clasa 12, către ce carieră doreau să se ducă. Pe vremea respectivă, chiar mi-aduc aminte, chiar eram surprins, erau foarte mulți care doreau să se ducă către poliție, către armată, lucru care din nou s-a inversat din punct de vedere prăbușirea încrederii acestor instituții, din păcate, sau a atractivității acestor cariere. Bun, și acum ajungem la această situație mult mai sumbră, așa cum v-am povestit puțin, da? O prăbușire a numărului de studenți anual. În spate vedem că cifra aceasta nu e curată 100%, mai avem și acele fabrici de diplome. Avem o nefericire. Asta nu fac decât să arate că există sistematic niște rateuri în designul învățământului, atât preuniversitar, cât și universitar. Iar la ultima ordonanță, ca să vă spun ceva, am și un bolovan pe inimă și o să-l tot spun de fiecare dată când am ocazia, în ultima ordonanță pe care Ministerul se pregătește să o dea, cu precădere sau vis-a-vis de învățământul universitar, preocuparea lor cea mai mare este cum să găsească o formulă prin care domeniul public al statului să poată fi valorificate către universități de stat sau private printr-o îmbârligare a legii, pentru că nu pot să spun altceva. Și noi ne uităm siderați că în loc să fie făcut curățenie în sistemul universitar, în loc să fie adus oameni noi care să poată să fie rectori buni, știți problema rectorilor care ajung să se anchilozeze 10 de ani, dacă se poate, 3 mandate, 4 mandate, 5 mandate, acolo. În loc să facem reformă curățenie, să aerisim, să intre aer proaspăt și tinerii care mai îndrăznesc să vină către cariera academică să înceapă să prospere și să crească și să ne interconectăm cu țările pe care le urmărim, Marea Britanie, Irlanda, da, că erau niște țări acolo puternice, care au în spate un sistem robust cu mulți absolvenți superioare, noi de fapt facem exact opusul, mai degrabă ajungem o țară feudală în care, invocând autonomia universitară, rectorii sunt lăsați să facă ce vor ei și să aproape să moștenească pe viață aceste feude și să le lase copiilor lor mai departe. Și nu ne miră, doamnă, în condițiile acestea că nu mai există încredere într-o facultate. De ce să mai faci dacă nu te ajută la nimic? Ce vreau să vă spun că de când au apărut creditele, poți să ajungi în anul 3 fără cu un examen netrecut în anul 1. Și m-am apucat eu să fac meditații cu o domnișoară care n-a luat examenul la matematică, la ASE. Vreau să vă spun că învață acolo la matematică. Elevul sunt niște lucruri, eu am un doctorat în matematică, de care le-am învățat și eu la vremea respectivă și nu le-am folosit niciodată. Deci, încă o dată, fata a intrat pe bază de dosar. A fost marea greșeală ca să fie mulți studenți care să ocupe normele. Da? Deci, fata a venit fără să fi făcut diferențiale în clasa 11. Și ea trebuie să calculeze limitele funcțiilor de două variabile. Deci vă dați seama, total inutil, total inutil. L-am întrebat pe fiul meu, care a studiat la Londra, la City University, și a spus, mama, ai plătit o diplomă acolo, dar eu tot ce am învățat pe tutoriale. Pentru că aveau niște profesori care nu vorbeau bine românește, n-aveau laboratoarele de la standard, el a făcut asta cu ingineria, cum știe, da? Deci, nu e numai în România problema asta. Am vorbit cu prieteni din Vancouver care mi-au spus avem sute de absolvenți de marketing și nu avem unii să coordoneze montarea unor țevi. Deci, e o problemă la nivel global. Singurii care mai fac școală cum trebuie sunt asiaticii și indienii. În rest,
marketing, filozofie, interpretare de texte și așa mai departe. Pentru că avem învățământul pentru tot. Mai bine un zidar care știe să pună echerul ca lumea, decât un inginer care să nu știe să calculeze un fi, dar are opinii politice. O școală vocațională bună ar fi necesară în România. Exact. Asta spuneau prietenii din Vancouver. Avem mii de specialiști în marketing, filozofie, sociologie și alte prostii, dar nu avem oameni care să, pentru introducerea sistemelor electrice, pentru țevăraie și așa mai departe. Meseriași. Meseriași, da. N-au profesori. N-au profesori. Dar au, în schimb, filozofi. O să rămânem cu filozofia în lumea asta. Deci eu nu cred, eu nu mai cred, după ce am stat de vorbă cu generația fiului meu, în Italia, da? Se duc și fac facultate, au salariu de 200 de euro pe lună, că e stipendie de la stat, și stau cu mama și cu tata. Că nu, deci Europa are o problemă cu educația. Tânărul din Europa nu-și găsește locul, pentru că moare economia, învățământul a scăzut în calitate. Să știți că nu, fiul meu a stat 3 ani la Londra, 2 ani la Milano. Și mi-a zis, tot ce am învățat singur. Deci asta e inclusiv la o școală prestigioasă din străinătate. University of London. Vă mulțumesc și îmi pare rău că a durat atât de puțin discuția noastră. Chiar vă adresez o invitație să reluăm subiectul. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă, și revenim după publicitate. Vorbim despre vreme care ne pregătește o surpriză neplăcută în scurt timp. Veți vedea, vor scădea foarte mult temperaturile. Vremea ne rezervă o surpriză, o surpriză rece la mijlocul acestei săptămâni, chiar dacă astăzi vom avea recorduri de temperatură. Sunt așteptate chiar peste 30 de grade, ceea ce este nefiresc, oricât de mult ne-ar plăcea acest lucru. Ne întoarcem la niște valori mai apropiate de cele normale sau poate chiar sub cele normale. Asta poate să ne spună doamna Alina Șervan, meteorolog de serviciu ANM. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bun găsit tuturor! Într-adevăr, o vreme nefirească pentru această perioadă, temperaturi de vară, 30 până la 33-34 de grade în partea de sud a țării, multe valori de 30 în vest, în centru, în est, doar prin nord-vest, în țara de nord-vest, în Maramureș, și ușor mai rece de atât și pe litoral. În condițiile în care, la momentul acesta, în partea de sud a teritoriului, de exemplu, ar trebui să avem cel mult 17-18 grade. De altfel, și mâine, în aceste regiuni, în sud, în sud-est, va fi extrem de cald, temperaturi de 30 până la 32-33 de grade. Dar vremea se va schimba semnificativ. Un front rece va traversa țara noastră de la nord-vest către sud-est. Îl vom resimți mâine în Crișana, în Maramureș și în Banat, acolo unde temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade față de astăzi, iar ulterior și în celelalte regiuni, miercuri cam peste tot va rămâne mai cald doar în Dobrogea cu maxime de 27-28 de grade, iar joi la nivelul întregii țări, când va fi chiar rece, aș spune, în nord, în centru și normal termic în rest, astfel încât maximele la nivelul întregii țări joi se vor încadra între 8-9 până la cel mult 18-19 grade, în condițiile în care acest front rece aduce și precipitații, ploi în toate regiunile. Prin dislocuirea de masă vom avea și fenomene convective, fenomene de vară, adică norii aceia cu dezvoltare mare pe verticală, care vor determina averse, descărcări electrice, cantități mai importante, dar și vijelii. Vântul se va intensifica și el cam în toate regiunile. Vom avea rafale de 45, 55, izolat chiar 60 de km pe oră. Asta se va întâmpla încă de mâine, iar poimine, miercuri, viteze mai mari vor fi în sud-estul țării, acolo unde de altfel mai poate lua și aspect de vijelie. Vom avea chiar și căderi de grindină, iar treptat în zonele montane, precipitații
precipitațiile vor deveni mixte. La altitudini mai mari vom avea lapoviță și ninsoare. Iar această masă de aer rece se va menține cumva până la finalul săptămânii, chiar dacă vor mai varia ușor temperaturile, în mare parte din interval ele se vor situa între 10 și cel mult 18-19 grade. Și în capitală la fel, vorbim de o vreme anormal de caldă, acum, astăzi, mâine, 32-33 de grade, frumoasă ca aspect, dar și aici va ajunge masa de aer rece, astfel încât miercuri temperatura va fi undeva la 22-23 de grade și vor apărea și ploile, iar joi va mai scădea un pic, undeva maximă la 18-19 grade, cu ploaie cam pe tot parcursul zilei și ceva vânt de altfel joi. Să fie tablul complet. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Alina Șerban a fost de la ANM, se strică vremea în concluzie. Revenim în câteva ori. Începe o nouă săptămână așadar și încă din prima zi a săptămânii se vorbește despre schimbări în politică și despre schimbări în rândul candidaților, deși în cazul candidatului PNL-PSD lucrurile au fost încă o dată lămurite. Nu se retrage Cătălin Cârstoiu din cursă, deși astăzi au apărut astfel de informații pe surse. Am lămurit acest aspect. Mai departe, ce se va întâmpla pe parcursul săptămânii vom vedea și vom urmări, bineînțeles. Punem punct aici discuției noastre de la Fix. Vă reîntâlniți cu Ioana Constantin la Politica Zilei. Eu sunt Irina Petraru. Vă mulțumesc pentru atenție. Mâine ne revedem la ora 20.